Bună seara și bine ați venit la primul webinar din seria celor trei dedicate programului gratuit de învățare a programării, Scratch. Eu sunt Ana Stamatescu, parte din echipa Asociației TechSoup și a programului Predau Viitor și voi fi moderatorul acestor webinari. Coordonez de asemenea și inițiativa Meet & Code a Asociației TechSoup, prin care am finanțat peste 70 de evenimente de programare și tehnologie pentru copii și tineri, organizate cu ocazia Europe Code Week. Pentru aceia dintre noastră care încă nu ne cunosc, Asociația TechSoup este o organizație non-profit care creează și oferă resurse IT și experiență de învățare a tehnologiei pentru organizații non-profit, profesori și tineri. Prin programele noastre pentru profesori de informatică și învățători, Predau Viitor și Îndreptare Digital, mobilizăm resurse de tehnologie și de învățare din industria de IT și comunitate pentru a sprijini profesorii să creeze experiențe de învățare interactive și relevante atât pentru ei, cât și pentru elevii lor. Anul trecut, Comisia Europeană a răsplătit unul dintre modelele noastre educaționale dezvoltate în programul pentru liceeni Opening Opportunities cu premiul pentru Digital Skills in Education în cadrul European Digital Skills Awards. În cadrul programului Predau Viitor, lucrăm și sprijinim profesori ca dumneavoastră care își doresc să predea o informatică aplicată, transdisciplinară, bazată pe proiecte și pe colaborarea cu industria de IT din România. De asemenea, mobilizăm resurse educaționale gratuite și deschise pentru a sprijini predarea informaticii și gândirii computaționale la orice nivel de învățământ. Acesta este primul webinar din seria celor trei de Scratch Intensiv, serie care continuă cursul Introducere în Scratch, organizat la începutul anului, în cadrul Predau Viitor. Datorită entuziasmului și proiectelor finale ale participanților la seria anterioară, am decis să continuăm cu aceste webinarii, în care vă veți consolida și crește încrederea în cunoștințele dumneavoastră de Scratch, cu și mai multe exemple de proiecte și exerciții pe care să le propuneți elevilor dumneavoastră. Ne bucurăm să avem alături de noi în această nouă serie 110 de profesori înscriși din 33 de județe diferite, cu cei mai mulți profesori înscriși din Bacău, Prahova și București. Și ca să aflăm și mai multe lucruri despre dumneavoastră, vă mulțumesc că ne răspundeți la un prim sondaj al serii, dacă ați mai participat la vreun curs de Scratch, alegând răspunsul potrivit care o să apară imediat pe ecran. Alegeți varianta care vi se potrivește. Mulțumesc! Pentru absolvirea seriei de webinarii, participanții trebuie să fie prezenți online la toate cele trei webinarii, să realizeze toate cele trei teme pe parcursul cursului, la termenele limită menționate, precum și proiectul individual final, care presupune exersarea la clasă, cu elevii, a unui proiect Scratch descoperit în timpul seriei de webinarii. Acest webinar și toate celelalte organizate vor fi înregistrate. După finalizarea seriei de webinarii, ele vor fi disponibile online și pe www.predauviitor.ro și le puteți inclusiv folosi la clasă ca material didactic. Pe Predau Viitor se află deja și seria anterioară de webinarii, dar și alte materiale didactice video care v-ar putea fi de folos la clasă. Înainte să începem cu ultimele precizări tehnice, mai avem de făcut câteva precizări tehnice. Vă rugăm să răspundeți la următoarea întrebare printr-un simplu click pe bulina corespunzătoare răspunsului. Dacă ați mai participat până acum la un webinar. Vă mulțumim! Pentru cei care nu ați mai participat la un webinar este o prezentare online în care puteți adresa întrebări pe parcurs sau după.
După sau în timpul prezentării Oanei, care o să dureze în jur de 40 de minute, o să citesc întrebările dumneavoastră de pe chat, din dreapta ecranului, pentru ca ele să rămână înregistrate. Microfoanele sunt oprite pentru ca toată lumea să audă bine și să nu existe zgomote pentru înregistrare. Oana, mă bucur că ești din nou alături de noi la această nouă serie de Scratch. Când vrei, poți începe. Bună seara, mă bucur mult, Ana, să fiu din nou aici. Voi începe cu o prezentare. Pardon, doar o secundă să facem. Bun, perfect. Mă bucur mult să vă avem alături. Bine ați venit, atât celor care au mai participat la seriile noastre, cât și celor noi care au descoperit de curând webinariile Scratch. Numele meu este Oana Șipoș, sunt de profesie inginer. În timpul zilei programez, iar în timpul liber mă ocup de proiecte dragi sufletului meu, cum ar fi CodeWeek România și acesta. Îi mulțumesc organizației TechSoup pentru că m-au invitat cu atâta căldură și mi-au dat responsabilitatea aceasta mare. Așa cum zicea și Ana, de data aceasta vom avea trei sesiuni. Comparativ cu webinariile organizate în primăvară, în această serie vom ridica puțin niveluri, dar doar puțin. Scopul nostru, la finalul zilei, este să vă inspirăm, să vă dăm mai multe unelte cu care să puteți lucra la școală și mai ales cu care să-i dezvoltați pe copii. Știu că a fost o zi lungă, dar promit să fie o sesiune fun în care să ne distrăm și să învățăm lucruri noi. Rugămintea mea, numărul unu și cred că cea mai importantă, este că atunci când nu înțelegeți ceva, să ne întrebați, să puneți întrebări acolo în căsuță. Sigur, dacă vă dați seama pe parcurs sau în momentul în care vă faceți tema că ceva nu v-a fost clar, puteți de asemenea să ne scrieți ulterior. Știu că România nu-i la modă să punem întrebări, din păcate așa am fost învățați, însă cred că este mai mult decât important. Trebuie să schimbăm cumva acest obicei. Sper că interfața webinarului, faptul că nimeni nu vă cunoaște, să vă ajute să scăpați de inhibiții. Da? Bun, să trecem la treabă. Cei care ați fost în sesiunea din primăvară și cei care ați trecut prin cursul online, știți că scopul în acel moment a fost familiarizarea cu mediul de lucru Scratch, ce blocuri avem, cum le putem folosi, ce jocuri putem crea cu câteva secvențe, pur și simplu. De data aceasta, schimbăm puțin tactica. Vom încerca să construim câte un joc, unul singur pe fiecare webinar, care să combine diferite blocuri și să ne arate diferite fețe ale programului. Din câte am văzut pe lista de înscrieri, avem o majoritate covârșitoare dintre dumneavoastră care lucrează cu copiii de clasele a 5-a și a 6-a. Sigur, sunt și profesori care predau la liceu, dar cred că undeva la 70-75% lucrează cu cei din gimnaziu. Sper din suflet să găsiți inspirație în aceste jocuri și să le puteți adapta în funcție de vârsta și competențele copiilor. Bineînțeles, vom începe de la un exercițiu mai simplu, urmând să-l complicăm treptat. Bun. Să povestim foarte pe scurt despre Scratch. Probabil că știți deja că puteți să-l folosiți atât online cât și offline, online în browsere. Cel mai indicat este Chrome, pentru care Flash-ul tot timpul l-am datat, ceea ce e foarte important pentru Scratch. Offline îl puteți downloada de pe pagina lor. Da? Am văzut recent că cei de la Scratch vor lansa o nouă versiune în ianuarie, una care arată cu atât mai bine decât cea prezentă. Deja avem însă versiunea beta disponibilă pe care o puteți accesa aici. Dacă mergeți direct pe pagina de acasă a scratch.mit.edu, veți găsi deja linkul necesar în cazul în care vreți să vă jucați. Bun. Cred că nu mai are rost să fac aceste precizări. Pentru mine, cel mai important pentru noastră este să rămâneți cu ceva, să învățați, să vă dezvoltați. Așa că puneți întrebări atunci când ceva nu este clar. Și putem să trecem la treabă. Astăzi vom crea un joc labirint, trei versiuni. La final folosim și funcții, veți vedea la ce mă refer. Și cred că cel mai util ar fi să vă arăt, să vă spun cerințele pentru prima versiune, să vă arăt cum arată finalul primei versiuni, iar apoi să o construim treptat de la zero. Ok? Așadar, dacă tot folosim un labirint, în primul rând vom căuta un labirint online.
Asta ca să ne salvăm puțin din timp, să zicem. Am putea și să-l creăm noi, din scratch, dar asta ar însemna să ne focusăm pe alte skill-uri, în acest moment, pe alte abilități, nu neapărat pe cele de programare. Vom alege un caracter pe care îl vom programa astfel încât să se poată deplasa în toate direcțiile. Sigur, îl vom programa astfel încât să lovească de pereții labirintului, să nu poată trece, iar la final să spună am câștigat. Da? Voi trece acum la versiunea 1. Da, am pisica care va începe întotdeauna din acest punct, sigur, asta e programatic, cu săgețile stânga-dreapta, sus-jos, mă deplasez prin labirint. După cum vedeți, se lovește în orice direcție mă deplasez, da? Și acum să fiu un pic mai rapidă ca să pot să ajung la final. Ups! Da, e așa cu... Nu te las oricum, da? Bun, în momentul în care ajung la final, îmi zice bravo, ai câștigat. Bun. E posibil să auziți un zgomot de fond, este de la computerul meu care deja se îmbalează. Așadar, începem cu generatorul de labirint. Am găsit ceva online, o resursă online pe care o să vi-o trimitem după webinar, să aveți acces la ea. Pe scurt, pot să-ți alegi diferite forme, da? Poți să-ți faci un labirint circular, octogonal, triunghiular. Asta mai mult în ideea în care poate suntem mult prea obișnuiți cu labirinturile de tip dreptunghiular și ar fi mult mai interesant să avem unul circular sau octogonal. Asta e un skill pe care, o abilitate pe care o veți exersa însă la tema de casă. Bun, pentru astăzi voi alege un labirint practic pătrat cu lățimea de 10 și lungimea de 10. Asta mai mult ca să nu aibă foarte multe să n-aibă foarte mult pereți, astfel încât să mă pot deplasa ușor cu orice animal îmi aleg, da? Pentru că deja am un labirint creat, o să-i și fac import, da? Bun, deci în primul rând vom începe cu decorul. Pardon, nu alegem un decor nou, ci îl vom importa, da? Voi merge la... Bun, ăsta e labirintul meu, îl deschidem. Pentru că va fi destul de mic, după cum vedeți, acoperă doar o parte din suprafața aceasta, pot să-l editez. Ce înseamnă asta? Dacă mă duc pe butonul de selectează, da, pot să îl selectez. M-ar ajuta să îl selectez. Da, numai puțin cred că are o problemă efectiv. De a răspunde. Bun, acum a fost selectat. Sper că vedeți, e cu o linie portocalie, ușor conturată. Iar trăgând de unul dintre colțuri, pot să-l măresc, da? Ceva de genul acesta. Dacă cu săgețile pot să-l mut și la stânga și la dreapta și chiar cu mouse-ul, probabil. Bun, îl voi muta mai la stânga pentru că ulterior vom avea și un timer care ne va lua puțin din colțul din stânga sus. Bun. Așadar, am terminat cu labirintul, ne orientăm atenția către pisică. Da? Bun, pisica, pentru că e destul de mare, în primul rând începem cu redimensionarea ei. Sigur, poate să fie orice caracter, aici rămâne la latitudinea dumneavoastră, vă chiar încurajez să selectați un altul, astfel încât să fie mai interesant pentru copii, din ce am văzut, din experiența mea cu copii de la școală, le place foarte mult atunci când folosim caractere diferite, da? Și în același timp voi șterge cel de-al doilea costum, iar pe primul, ca să-i las doar capul, din nou pot să selectez pisica, da? Și pentru că este o imagine vector, adică este compusă din mai multe linii care pot fi ușor șterse cu acest remodelează, da? Pot să-i selectez brațul și să dau apăs delete sau backspace, și mă scap de toate cele. Veți vedea că aveți și puncte albe.
Haideți să fac puțin mai mare, poate mai ușor să vedeți. Așa. M-am chinuit cu piciorul ăsta la un moment dat. Are mai multe linii. Așa, bun, perfect. Deci asta e tot, am rămas cu pisica, dar îi folosim doar capul de data aceasta. Bun. Și acum să începem partea cea mai interesantă, da? Vrem să facem pisica să umble, da? Asta era. Ne-am ales un labirint, ne-am ales un caracter și acum vrem să-l programăm. Bun. Practic, hai să zicem, în momentul în care dăm click pe stiac, la infinit, vrem să se întâmple următoarele lucruri. Da? Tragem un bloc de infinit în care vom pune diferite condiționale, adică diferite instrucțiuni care vor verifica dacă apăsăm pe o tastă sau alta. Bun, și așa că începem cu tasta din partea de sus, să zicem. Da? Dacă tasta, și acum selectez săgeată sus, este apăsată, da? Vă amintiți, în momentul în care vreau să mă deplasez în sus, mă deplasez pe axa Y și atunci voi modifica Y cu, hai să zicem, 3. Nu avem nevoie de foarte mulți pași, da? Vrem să facă pași mici. Bun. Sigur, putem foarte bine să folosim o altă strategie, cum ar fi aceea de a se orienta în primă fază spre o direcție, da? De exemplu sus în cazul nostru, și să înainteze X pași. Da? Asta e o sugestie pe care vă dau ca să vă gândiți poate pentru tema de casă. O să vedeți de ce zic asta. Bun. De data asta voi folosi pur și simplu axele X și Y, da? Deci dacă tasta săgeată sus este apăsată, ne deplasăm în sus cu 3 pași. Bun, facem același lucru, voi duplica acest bloc ca să meargă mai repede. Deci dacă tasta săgeată jos este apăsată, atunci modific Y cu minus 3, da? Pentru că vom merge în jos. Bun, continuăm, duplicăm. Dacă tasta săgeată dreapta este apăsată, atunci de data aceasta vom modifica X-ul. Pardon, așa. Săgeată dreaptă, bun. Iar pentru stângă, pentru tasta săgeată stânga, vom modifica X-ul cu minus 3. Da? Bun, hai să începem să testăm deja această primă parte. Așa, practic apăs săgeata tastă sus, da? Funcționează, jos, funcționează, stânga și dreapta. Totul e în regulă. Bun, acum ce vrem să facem este să verificăm, dacă e cazul, ca pisica să lovească pereții. Cum facem asta? De fiecare dată când verificăm ce tastă apasă, verificăm și dacă este, dacă cumva atinge culoarea neagră. Așa verificăm în cazul nostru dacă atinge labirintul, da? Îmi pare rău pentru sunetul de fundal, sper să se oprească cât mai devreme. Bun, deci iară adăugăm un bloc operațional, un bloc de condiție, pardon, un dacă, da, în acest dacă. Și verificăm dacă atinge culoarea, bun, iar ca să iau culoarea neagră, cel mai ușor este să fac click pe culoarea existentă și să mă duc pe efectiv o linie din labirint, iar așa umple efectiv culoarea respectivă. Bun, și ce facem acum? Practic, dacă ating labirintul, da, în momentul în care mă duc în sus, dacă ating labirintul, ce vreau să fac? Vreau să ricoșeze în jos, da? Asta înseamnă că voi modifica Y-ul cu o valoare negativă de data asta, da? Hai să zicem minus 4 ca să-l dea un pic chiar mai în spate, să-l penalizeze, cum s-ar zice. Este fix același model și pentru celelalte 3 mișcări, da? Deci pentru săgeată jos, de data asta, dacă avem pisica, mă duc în jos, lovesc
zidul de jos, aș vrea să-l facă să ricoșeze în sus, da? Așa. Și atunci îi voi spune, vreau să modifici Y cu o valoare pozitivă, adică 4 în cazul nostru. Bun. Voi duplica din nou acest bloc și mergem la săgețile dreapta-stânga. De data asta modificăm X-ul. Așadar, dacă apă săgeată dreapta, tastă dreapta, aș vrea să ricoșez în stânga, da? Deci voi modifica X-ul cu o valoare negativă. Bun, 4. Hai să punem 4 peste. Așa, îl duplic și de data aceasta voi modifica valoarea lui X cu o valoare pozitivă. Da? Deci taman invers față de cum se deplasează. Haideți să verificăm noua noastră implementare. Nu știu dacă observați, dar deja se lovește pisica cu capul și nici măcar nu mai intră în labirint. Așadar, o vom mai micșora ca să-i facem loc. Bun, îmi pare rău că e așa de mică. Ați înțeles care e scopul, cred. Ups, are mustățile prea lungi. Bun, încă una. Mai facem încă puțin. Bun. Ce ne-a mai rămas în acest moment este să ajungă să îi spunem, hei, ai câștigat, dacă ajungem la final. Iar ca să facem acest lucru, sigur, sunt diferite opțiuni. Una dintre ele este să adăugăm un nou personaj la capătul labirintului. Îl voi selecta dintr-unul dintre cele existente. Da? Am ales un buton verde care să semnalizeze faptul că ești victorios. Îl vom micșora și pe acesta. Așa. Îl punem acolo la capăt. Dar acum nici măcar nu se vede. Bun. Iar ce facem la final? Verificăm, mai adăugăm un bloc condițional care va verifica dacă atinge practic personajul verde, săgeata verde, da? Deci după toate aceste deplasări, la final verificăm dacă atinge, luăm primul bloc de atinge, da? Atinge button 4, da, așa îl cheamă pe acesta. Putem foarte bine și să-i schimbăm numele. Probabil că știți, făcând mouse dreapta pe un personaj, la info, putem să-i schimbăm numele. Da? Haideți să zicem Victorie. Bun. Și atunci, în momentul în care, hai să-i zicem și pisicii altfel. Bun. Pisica, bun, trebuie să atingă. Deci dacă pisica atinge Victorie, îi vom spune la aspect, da, am opțiunea de-i spune, bravo, ai câștigat. Da? Hai să vedem ce am făcut, dacă funcționează bucata aceasta. Dăm start, continui cu pisica, mă duc prin labirint. Hai să nu vă ținem suspans, mutăm pisica undeva aici ca să fie mai repede, da? Și verificăm acum ce se întâmplă. Bun. După cum observați, dacă atinge săgeata verde, îi spune bravo, ai câștigat. Și îi spune asta la infinit, chiar dacă noi am spus, hei, spune asta pentru 2 secunde, da? Am specificat aici. Există un bloc pe care îl găsiți la control, care îi spune oprește tot. Deci, putem să-l folosim imediat după spune, astfel încât să dispară acel mesaj. Da? Hai să vedem, mai testăm o dată. Mergem. A trebuit să dau start. Bun, mergem în sus, mergem în jos. Bravo, ai câștigat. Și acum ar trebui să dispară. Bun, a dispărut. Acum, un singur lucru ne-a mai rămas la bucata aceasta, la primul proiect. Și aceea este următoarea. În momentul în care dau click să încep un joc, pisica mea e câștigătoare, da? Ca să înceapă întotdeauna de la început, trebuie să-i spunem acest lucru. Acum, începutul îl definim noi. Se pare că labirintul meu nu are neapărat un început, așa că îl voi alege eu. Este de obicei, din ce am văzut la acest generator de labirinturi, unele au. Așadar, depinde.
Oricum, eu îi voi zice pisicii mele, te rog ca de fiecare dată când apăs stegulețul verde să mergi la început, adică în acel punct. Da? Probabil că știți că în partea de mișcare deja avem un bloc care e foarte util, se cheamă glisează. Pardon, nu, du-te, du-te, vrem să se ducă, exact, vrem să se ducă la un anumit punct. Dacă observați puțin coordonatele, dacă îl mut, se mută și coordonatele, da? Așa că în funcție de locul în care vreau să, pe care, mă rog, locul în care vreau să înceapă, cel mai bine este să pun întâi pisica în locul respectiv și iau blocul îndată, da? Practic, de fiecare dată când vom da click pe stegulețul verde, vreau să se ducă în acel punct, negreșit, da? Să zicem că am ajuns la final, am terminat odată cursa. Hai să of, să nu uitați, să dați. Acum mă păcălește, dar nu mai pot să vă arăt. Dar de fiecare dată când voi apăsa stegulețul verde, va merge acolo. Merg puțin la prezentare să mă asigur că am bifat toate cele 5 cerințe. Am ales labirintul, am ales caracterul, se deplasează în toate direcțiile, nu poate trece de pereți și îl și verificăm că ajunge la final și câștigă. Bun, perfect. Cu acest prim exemplu, aș vrea să deschid eventual și o posibilitate, să vă las o posibilitate să puneți întrebări dacă este ceva ce nu a fost destul de clar, dacă am mers prea repede printr-o anumită parte, este un bun moment. Mulțumim, așteptăm câteva secunde să le dăm puțin timp de gândire. Sigur că da. Deocamdată nu sunt, poți să continui și oricum dacă apar între timp le vom adresa la momentul potrivit. Perfect. Nu uitați, liniștit, puteți să ne scrieți, chiar dacă e în timpul unui exercițiu. Bun. Mergem la varianta a doua, care are încă două cerințe. Prima este aceea de a adăuga un cronometru la începerea jocului. Probabil că știți că asta e destul de ușor de creat. Așa. Și în al doilea rând să verificăm ce timp face pisica noastră, da? Și să-i spunem în funcție de timpul pe care l-a realizat, să-i arătăm un mesaj. Bravo, foarte bine sau ai putea să te miști mai repede. Așadar, continuăm pe același proiect pe care am început. În acest moment, blocul, practic cel mai important lucru este să găsim cronometrul. Blocul de cronometru este la secțiunea detecție, da? Pur și simplu trebuie să îl pifăm și deja apare pe ecran. Da? Acesta e primul și primul pas. Bun. La final, practic, vom dori pur și simplu. Știți ce? Ar trebui să vă arăt în primul rând cum e persoana finală. Mă scuzați că am uitat. Dacă mă duc la proiectele mele și mă duc la versiunea a doua, da, întâi îl voi mări. Practic, pisica mea se va, îi dăm start, pisica mea se deplasează. Probabil că voi pierde de data asta, îmi va zice că sunt mult cansată pentru acest joc. Haide, haide. Nu pot să, cum să zic, să profit și să pun la capăt. Important este să trec, să-mi fac traseul. Bun. Uf, mi-a zis că pot mai repede, da? Haideți să vedem cum facem asta. Bun. Îl închidem. Îl voi chiar închide pe cronometru ca să... Așa, bun. Bun. Așadar, cum v-am zis, ca să-l activăm, îl bifăm pur și simplu, iar ca să-l folosim, vom mai folosi un bloc de dacă, de la control. Practic, dacă atinge victorie, atunci verificăm
ce timp a avut, da? Și pentru asta pur și simplu mă duc la operator și mi-au un bloc în care voi compara două valori. De exemplu, unul în care, să zicem, este mai mic. Bun. Și atunci, din nou la detecție, unde am cronometrul, pot să îl trag și îi spun, bun, dacă cronometrul, de fapt, nu e bine, aș avea un dacă atunci, pentru că voi avea două, am nevoie de două bucăți. Doar o secundă, hai să salvăm bucata asta, pentru că ne va fi utilă. Da, mergem la control din nou și iau blocul dacă atunci, nu cel simplu. Așa, bun. Și atunci zic, dacă cronometrul meu este mai puțin de, hai să zicem, 22 de secunde, atunci îi spun, hei, bravo, ai câștigat. Dar altfel, dacă cronometrul mă depășește 22 de secunde, mă duc la spec și îi iau un alt bloc și spun, poți mai repede. Perfect. Și sigur, putem să folosim din nou blocul, oprește tot. Bun. Să vedem întâi că avem funcționat această parte, da? Voi încerca să mă deplasez cât pot de repede. Sigur, puteți la fel de bine să scoateți blocul acela de du-te la început, da? Și să verificați faptul că, bun, bravo, am câștigat, dar eram la limită să-mi spună, poți mai repede. Nu pot să mă deplasez. Am să scot pentru câteva secunde această bucată, mai mult ca să testăm și cea de-a doua ramură, da, în care spune, hei, poți mai repede. Și până la cronometru să ajungă la 22 de secunde, vă spun că, așa cum observați aici, după fiecare bloc de spune, am un oprește tot. Ceea ce este un duplicat, dar îl folosim de două ori și chiar nu este cazul, am putea să-l folosim o singură dată după blocul de dată. Va avea același efect, dar vom folosi un bloc mai puțin. În regulă, în acest moment cronometrul meu a ajuns la 37, da? În momentul în care mă duc și ajung la final, să zicem, îmi spune, poți mai repede. Deci, blocul nostru condițional funcționează. În regulă. Un lucru pe care trebuie să-l mai facem, se pare că cronometrul nostru se resetează automat, ceea ce este foarte interesant, nu ar fi trebuit. Dar în cazul în care nu vi se potrivește noastră, țineți minte că aveți blocul de resetează cronometrul pe care îl putem activa de fiecare dată când începem un nou joc. Da? Bun, și cu asta am finalizat și cea de-a doua parte, cele două cerințe. Deschidem iar întrebările. Știu că bucata asta n-a fost foarte dificilă, dar în cazul în care aveți întrebări, acum e un moment propice. Da, avem o primă întrebare. Dacă se mai poate adăuga un personaj care să meargă și pe care trebuie să-l ocolească pisica noastră? Da, absolut. Ar fi probabil un scenariu foarte interesant, pe care, dacă vreți, ar fi chiar ideal și interesant să-l creați pentru data viitoare. Veți vedea că tema este foarte strâns legată de ceea ce facem astăzi. Asta cu atât mai mult cu cât știu că timpul este scurt, aveți singură săptămână la dispoziție și n-am vrut să vă încarc. Ideea este pur și simplu să vă îndeleniciți cu, să vă meargă mâna cu crearea acestui joc, astfel încât atunci când mergeți la clasă să fie floare la ureche. Așadar, dacă aveți idei, vă chiar încurajez. E posibil să fie nevoie să folosiți un labirint mai mic, asta ca să vă dea mai mult spațiu pentru alte obiecte, dar, într-adevăr, ar fi chiar un scenariu interesant. Mulțumesc. A doua întrebare. Dacă putem alege la începutul labirintului un nume pentru elevul care parcurge labirintul și să se realizeze un clasament în funcție de cronometru? Nu sunt foarte sigură, dar în cazul în care nu adresez întrebarea, putem să o revizuim ulterior, vă rog să ne scrieți.
Așadar, dacă avem un elev pe baza cronometrului, din ce știu eu, dacă mi-amintesc corect, e destul de dificil să iei cronometru, să iei cumva valoarea cronometrului exactă, pentru că are de-a face cu ceasul intern al calculatorului. Dar o metodă alternativă pe care o puteți folosi este, de exemplu, de câte ori lovește zidul sau câți pași face, astfel încât să ajungă, știu, să verificați cine este mai rapid. Dacă n-am răspuns la întrebare, vă rog să reveniți și reluăm. Mulțumesc, am terminat cu întrebările deocamdată. Poți să continui și revin Bun. cu întrebări care apar pe parcurs. Sigur. Aș vrea mai să continui cu o pauză scurtă, să ne tragem un pic sufletul și să menționez câteva lucruri scurte. Cred că, practic, gândim la abilitățile pe care avem nevoie, de fapt, în lucrul nostru de programatori, în viața de zi cu zi. Cred că una dintre cele mai importante abilități pe care o puteți dezvolta la copii este aceea de a învăța cum să-și împartă o sarcină mare și lată, da, în mai multe sarcini mici. Pare foarte trivial și poate sună de ce îmi spui asta, doar știu. Este un lucru foarte, foarte simplu, poate, pe care îl tratăm simplist, dar care este extraordinar de important. Pot să văd, lucrez în acest mediu și pot să văd că este destul de dificil, le este destul de dificil să-și împartă o sarcină în câteva sarcini mai mici, astfel încât să fie mai ușor de abordat, să aibă cumva mici victorii pe parcurs, să vadă incremental cum problema mare de rezolvat devine tot mai abordabilă. Așadar, de exemplu, ce am încercat să fac prin faptul că v-am împărțit și cerințele, da, vă încurajez să le prezentați și noastră la clasă, copiilor, sub această formă, da? În primul rând facem asta, în al doilea asta, în al treilea asta. E foarte ușor să vadă incremental, ca să nu mai zicem că este destul de clar. Adică, dacă v-aș fi spus așa o propoziție lungă și lată, cred că ar fi fost mai dificil de abordat. Bun. Continuăm atunci cu al treilea exercițiu, da? Trebuie să rămân de prezentare, nu realizat. Bun. Practic, ce vrem să facem de data asta? Vrem ca atunci când pisica se lovește de perete să se îmbete de cap. Da? Practic, vom folosi un nou costum ca să simulăm această parte. Cred că poate fi foarte interesantă pentru copii. Și nu în ultimul rând, pentru că avem destul de mult cod duplicat și cu această parte vom adăuga chiar mai mult cod duplicat, vrem să-l reorganizăm astfel încât să fie mai eficient. Da? Și aici intervine partea de funcții. Se va arăta unde mergem, da? Care este proiectul final. Bun, avem un cronometru. Mi-a fugit pisica. Unde e pisica? Aspect. Hai să-i dăm la fișează. Bun. S-a ascuns ea undeva. Nu contează. Țineți minte că dacă vă dispar personajele, pur și simplu mergeți la partea de scripturi, aspect, afișează, Oana? da? De asemenea, ascunde, Oana, da? cred că e o problemă la numele personajului. Văd că personaj 2, personaj 1, cumva, sau... Da, asta e pentru că e exercițiu prezentat, e exercițiu pregătit, în cadrul căruia nu le-am dat nume noi, dar în bucata noastră suntem cu pisica și cu Victoria. Am înțeles. Ai înțeles, bun, perfect. Deci, țineți minte că atunci când vă dispar personaje, da, afișează este prietenul dumneavoastră. La fel și ascunde, dacă vreți să le faceți pe o glumă copilă. Bun. Le afișăm, mergem să vedem ce se întâmplă de această dată, da? Ups, ați văzut, pisica mea se îmbată de cap, are niște steluțe portocalii în cap. Din păcate, n-am putut să le colorez ca să fie cu atât mai vizibil. Ar putea la fel de bine să spună, să cânte un sunet, să zică au, să, da? În momentul în care se lovește de perete, deci perfect valid acest scenariu. De asemenea, am putea să-i scădem puncte în momentul în care
se lovește de perete, putem să ținem cont de acele puncte și așa mai departe. Bun, după cum vedeți, avem încă un pic de lucru, așa că mergem de grabă la bucata aceasta, la proiectul nostru. Și în primul și în primul rând, da, mergem la pisică și încercăm să-i schimbăm costumul. De fapt, nu să-i schimbăm costumul, ci să-i adăugăm unul nou. Și pentru asta, pur și simplu, în primă fază, o duplic. Da? Hai să facem mai mare, să o vedem. Bun. Și voi importa, este niște steluțe pe care le-am găsit online, pur și simplu am căutat online. Unde sunt steluțele, în schimb. Hai să vedem, mai adăugăm o dată, deschide-le, te rog. Se pare că nu pot să funcționeze. Cred că acest calculator e un pic supra-solicitat. Ce am putea să facem ca să cumva să modificăm pisica? Îi putem modifica, nu știu, ochii sau zâmbetul, da? Hai să modificăm zâmbetul, dacă stelele nu ne ajută. Tot cu butonul de remodelează, pur și simplu mă duc spre gură, da? Și încerc să o fac așa mai supărată. Bun, hai să vedem ce am reușit. E mai crispată, e așa. Bun. Nu e efectul pe care mi l-aș fi dorit, dar nu este cel mai important lucru, așa că pur și simplu vom folosi această formă de data aceasta. Bun, pentru că aș vrea ca de fiecare dată când pisica practic începe jocul, aș vrea să fie bucuroasă, da? Atunci îi voi pune ca la început aspectul ei să aibă costumul 1, da? Dacă țineți minte, la costume am costumul 1 în care e fericită și costumul 2 în care săraca e crispată. Bun. Așadar, trec, îi spun de fiecare dată când dau click pe start, vreau să treci la costumul 1. Da? Ordinea celor trei blocuri nu este foarte, foarte importantă. Bun. Așadar, ce vrem să facem acum? Vrem să verificăm că de fiecare dată când atingem o culoare, pur și simplu merge înapoi, da? Își schimbă costumul, pentru că vrem să spunem, hei, nu e ok ce ai făcut, da? Te-ai lovit de zi, deci trecem la costumul 2, pe care îl punem taman sub blocul de modifică. Iar ca să simulăm cumva faptul că își revine din această zăpăceală, da, îi vom spune după câteva secunde, vreau să treci la costumul 1, da, cel în care este fericită. Ca cele două mișcări să fie vizibile, vom pune o mică așteptare de câteva secunde, 0,4 să zicem. Asta e și o penalizare la sfârșitul zilei. Pentru că, practic, în cele 0,4 secunde nu se va putea deplasa. Bun, voi scoate acest bloc în afară ca să-l pot duplica, da? Pentru că voi avea nevoie de el de 4 ori. Da? Practic, îl vei pune după fiecare condiție în care atinge culoarea, da? Unul îl lăsăm aici. Bun. Ups, cred că ar trebui să-l mut în jos. Da, mă duc și la bucata asta de duplică la săgeată dreapta și săgeată stânga. Da? Ups, nu acolo erai. Uf, ce am făcut? Da, are scratch bucata asta care nu e foarte prietenoasă, în care nu prea poți să dezlipești blocuri atât de ușor pe cum ți-ai dori. Așa că face acest lucru întâi. Bun, hai să vedem. Testăm în primul rând că funcționează, da? Hai să vedem. Îl voi face mare ca să fie mai ușor de vizualizat. Da, dăm start, să nu uităm să dăm start. Deci mă duc și... Ah, uite. Bun, perfect. Mă duc la dreapta. Ah, și închide gurița. Bun. Bun, mă duc sus, mă duc jos, la stânga funcționează. Perfect. Acum, pentru că aceste trei blocuri împreună sunt aceleași, e aceeași ordine, le putem pur și simplu extrage, da? Creăm un bloc în care zicem schimbă costum. Da? Ok. Îl scoatem undeva în sus, să fie vizibil. Așa. Și ce facem pur și simplu?
extragem cele trei, secvența de trei instrucțiuni, iar în programul principal, pur și simplu, folosim schimbă costum, da? Și în loc să folosim trei blocuri în fiecare parte, pur și simplu luăm, apelăm acea funcție de fiecare dată. Bun. A patra oară și să rămână. Bun. Să ne asigurăm că încă funcționează, n-ar trebui să fie nicio problemă, dar vă recomand de fiecare dată când schimbați ceva, așa, rapid, verificăm că totul e în regulă. Dacă vedeți, pisica mea încă e dispartă când se lovește pe terți. Bun, perfect. Funcționează. Fericiți, continuăm. Bun, avem acest definit de costum. Dar dacă observați, în același timp, avem bucata asta, acest bloc condițional în care verificăm dacă atinge culoarea, dar dacă atinge un perete, și spunem, fie modifică X, fie modifică Y, dar în esență e aceeași mărie, da, cu diferite pălării, cum s-a zice. Și atunci avem din nou oportunitate să creăm un bloc, să facem o funcție, astfel încât în funcție de direcția în care merge pisica, să-i spunem, modifică-ți X sau modifică-ți Y, da? Și ca să facem asta, din nou, mergem la mai multe blocuri, acest bloc violet, creăm din nou un bloc și avem parte de opțiuni, da? Avem mai multe opțiuni de tip numeric și de caractere și boolean și etichetă. Astăzi vom folosi șir de caractere, da? Vom verifica care este direcția. Bun? Deci parametrul pe care îl vom transmite funcției este direcția, sus, jos, dreapta, stânga, da? Și să-l numim lovește perete, da? Lovește perete în sus, lovește perete în jos. Bun. Și vom face, voi da un pic zoom-ul mai mic ca să încap aici acest bloc lat. Bun. Și practic ce vrem să facem? Vreau să vă arăt cum arată efectiv varianta finală. Practic, blocul condițional este același, da? Dacă atinge culoarea neagră, dacă lovește peretele. Da? Apoi verificăm dacă direcția este în sus, îi spunem ce să facă. Da? Dacă direcția e în jos, îi spunem ce să facă. Iar în cadrul blocului principal, pur și simplu apelăm funcția lovește peretele, da, care e aceasta, cu direcția corespunzătoare. Bun, mergem la proiectul nostru și îi spunem, voi și extrage deja din primul bloc, dacă atinge culoarea neagră, atunci. Bun, partea asta de modifică costum, o putem include tot aici, da? Deci dacă atinge culoarea neagră și facem o verificare. Dacă ne luăm operatorul de egalitate, da? Dacă direcția, apropo, ca să folosiți direcția ca și parametru, cel mai ușor este pur și simplu să faceți drag and drop, da? Tragem de direcția și îl mutăm aici. Și zicem, dacă direcția este în sus, ăsta e primul nostru parametru, da, prima noastră funcție, după cum știți, atunci îi spune, modifică, te rog, Y cu minus 4 și schimbe costumul. Da? Iar în cadrul blocului de dacă atinge săgeata sus, tasta sus, îi voi zice, voi apela funcția lovește perete cu parametrul sus. Da? Sus. Mă asigur că n-am spații în stânga și în dreapta ca să nu fie nicio problemă, da? Bun. Hai să verificăm, de fapt, în primul rând că funcționează. Dacă mă duc în sus, da? Ha. Și greșesc. Deci mă pot deplasa în sus acum. Nu e bine, vedeți? Bine că am făcut verificarea asta. Ca să nu pierdem timp și ca să mă încadrez în cele 40 de minute oferite de Ana, voi verifica rapid care este așa, modificare cu minus 4 și putut să las
Da, pot să schimb costume, așa? Bun. Ce greșesc eu atunci? Se schimbă costumul, scoate în afară, pentru că, într-adevăr, este un bloc care va fi repetat într-una. Bun. Să mă asigur că n-am spații extra, am un spațiu extra aici. Hai să le luăm, așa. Însă mă pot deplasa, deci. Haideți să implementăm tot, probabil că îmi scapă ceva acum. Mă și gândesc la timp. Bun, am duplicat din nou acest bloc. Sigur că nu l-am duplicat și pe costum. Din nou, dacă direcția este jos, da, vom face varianta inversă. Vom modifica Y cu 4, da? Iar aici scăpăm de acest bloc și pur și simplu apelăm lovește perete cu jos. Parametrul jos, perfect. Mai facem unul, mai avem nevoie de două de altfel, hai să ne punem încă o dată. Bun, Sfântul Sisoi mi-a pus trei. Bun. Dacă direcția este care e ordinea dreaptantului, da, vom modifica X de această dată. Mergem la mișcare și modificăm X-ul. X-ul cu minus 4, da? Perfect. Iar dacă o să fac duplică la doar X, da, pot. Bun. Iar dacă direcția este stânga, așa. Bun. Perfect. Să și apelăm funcțiile respective în blocurile noastre. Deci avem un lovește perete dreapta. Și îl duplic. Și avem un perete stânga. Să fiți atenți la diacritice dacă le folosiți. Spuneți că poți să vă muște. Bun. Hai să vedem acum. Tot mă lasă să trec. Ceva îmi scapă în acest moment. N-ar trebui. Sigur am ceva greșit. Să mă inspir din varianta finală. Susie cu minus, George cu plus, Stendhal cu plus, treaptă cu minus. Da. Da, așa e. Când faci live, tot timpul ai șanse să-ți iasă prost. Oricum, cred că ați prins ideea și ați văzut care este proiectul. Ana vă va trimite toate cele trei proiectele independente, da, pe pași, să le puteți folosi. Voi verifica care e problema aici. Cu siguranță e ceva minor care îmi scapă în acest moment. Ideea este oricum să extragem codul duplicat. Cred că bucata aceasta ar putea fi foarte interesantă pentru copii la școală, în special pentru cei care deja au trecut din funcții, poate cei de liceu, care le pot digera mai bine și înțeleg rolul lor. Da? Bun. Haideți să trecem la temă, sau dacă vreți să putem între timp Ana lua niște întrebări, dacă sunt, dacă e cazul. Mai avem o întrebare deocamdată, dacă poți să te întorci la jocul Da. cu... Sigur că da, hai. Dacă se poate cumva trasa traseul pe măsură ce pisica merge, cu o anumită culoare, de exemplu. Da, sigur, sigur că da, foarte bună idee. Putem să lăsăm urme prin folosind bucata de aspect. Da, avem. Poți să pui. Nu, la creion, pardon, la creion. Da, poți să pui creionul jos. De exemplu, hai să facem așa. Punem creionul jos, îți punem o culoare și setează culoarea creionului. Da, sigur că poți. Da, ar fi chiar o chestie interesantă să lăsăm urme. Deci dacă mă deplasez în sus, hai să încercăm. O, iar ai fugit. Da? Vedeți că îmi lasă urme. Dacă mă deplasez la... Nu știu dacă se vede. Hai să facem mare. Da? Am urme și puteți să alegeți grosimea, culoarea, dacă să-și schimbe culoarea pe parcurs. Absolut. E o idee foarte, foarte faină, foarte interesantă. O încurajez.
Bun, putem să trecem la temă atunci, Ana? Da, mulțumesc, trecem la temă. Perfect, hai să ne uităm la temă. Cum ziceam și mai devreme, scopul meu este să vă familiarizați cu blocurile, cu ordinea, cu acest joc. Și de aceea tema este foarte similară cu ceea ce am făcut astăzi. Vă rog să creați un nou joc, labirint, dar de data asta să aibă o formă diferită decât cea triunghiulară. Poate să fie cu alte... poate să fie chiar colorat, poate să fie triunghiular, octogonal. Ideea este să fie ceva diferit, că și copiii vor aprecia acest lucru. Alegeți din nou un caracter, se va deplasa în toate direcțiile, nu poate să treacă de pereți, da? Își schimbă costumul dacă se lovește de pereți. Sau, sigur, varianta ar fi să facă un sunet. E perfect valid și acest scenariu, poate chiar mai interesant, dacă mă întrebați pe mine. Știu că am avut probleme în trecut cu webinariile, n-a auziat sunetul meu și atunci era mai puțin interesant pentru noastră, din acest motiv n-am făcut acest scenariu. Vă rog să programați caracterul ca atunci când ajunge la final să pâlpâie cumva, da? Să-și mărească și să-și încească mărimea de câteva ori. Și avem și două bucăți opționale, da? Vă provoc să folosiți alte blocuri decât cele ilustrate. Când zic alte blocuri, mă refer la partea de deplasare. Da? Eu am făcut o buclă mare, încercați să o spargeți, da? Să folosiți nu una mare, ci patru bucle mici, corespunzătoare celor patru taste, da? Sus, jos, stânga, dreapta. Și, nu în ultimul rând, tot opțional, dacă aveți timp și vă interesează, vă rog să adăugați o variabilă care numără de fiecare dată când caracterul se lovește de perete. Da? Și eventual puteți să și folosiți această cifră sau acest număr să afișați un mesaj la final în funcție de număr. Dacă, din nou, la fel cum am făcut cu timerul, dai aceeași idee, doar puțin diferit. Cam asta e din partea mea. Vă mulțumesc foarte mult pentru răbdare. Vă rugăm să ne trimiteți feedback dacă aveți, dacă credeți că avem ceva de modificat, îmbunătățit, schimbat. Suntem mai mult decât disponibili, la fel și dacă sunt întrebări pe care nu le-am adresat sau pe care nu le-ați menționat. Mulțumim mult, Oana! Mulțumim! Și ne întâlnim online la următorul webinar, iar vouă tuturor vă mulțumim pentru prezență și atenție. Revenim zilele următoare cu un mail de follow-up cu prezentarea Oanei, înregistrarea webinarului și toți pașii necesari pentru tema obligatorie și cea opțională. Acum mă grăbesc să închidem webinarul pentru că un formular de feedback automat va apărea pe ecran. Vă rugăm să așteptați până la un minut, fără să apăsați nimic pe computer, pentru ca formularul să se afișeze automat. La revedere! Și ne revedem data viitoare.